În acest domeniu îmi place cel mai mult să înot iarna în apă din peșteri, după ce sar în cascadă să văd colonia. În anii de facultate am fost speolog, am frecventat destul de mult peșterile, dar încă nu știam din ce să scriu licența. Așa că colegii care se ocupau de ani buni de lilieci mi-au sugerat în mod logic, dacă tot mergem peșteri, de ce nu scrii licența din lilieci? Și așa am ajuns la lilieci, n-a fost nimic romantic sau dramatic din întâmplare și din necesitatea scrierii unei teze. Adevărul despre lilieci este că nu se bagă în părul nostru, indiferent că avem păr scurt, păr lung, rasta, rocker, nu contează. Nu ne vor sângele liliecii, ci o să ne scape de insecte, de țânțari din jurul nostru. Deci toate aceste legende care se perpetuează nu sunt adevărate. Înainte să tragem concluzii greșite, de exemplu, despre lilieci, să citim și să ne documentăm. Informațiile sunt în jurul nostru, depinde de noi dacă accesăm aceste informații sau vrem să trăim în ignoranță. În România există aproximativ 12.000 de peșteri, dar pe lilieci, momentan cunoaștem cam 80 de peșteri. Cu colonii semnificative. Oamenii nu știu acest lucru, dar România este o superputere pe domeniul liliecilor. Aici în România sunt probabil cele mai mari colonii de lilieci din Europa. În acel tunel există și o colonie a liliecilor cu potcoavă de talie medie. Ei sunt lilieci foarte special, ei emit ultrasunetele nu prin gură, cum emit celelalte specii, ci ei sunt lilieci cu potcoavă pentru că ei emit ultrasunetele prin formațiuni nazale, prin nas. Liliecii sunt bioindicatori, efectiv indică un mediu sănătos. Liliecii din România, respectiv din Europa, mănâncă o cantitate uriașă de insecte în fiecare noapte. Un singur liliac poate să consume mii de insecte într-o singură noapte. Dar la nivel global sunt zeci, sute de specii de lilieci care polenizează plante, fructe, flori și astfel contribuie la răspândirea acestor plante. De exemplu, mango, avocado, bananele, chiar și arborele de cacao nu este polenizat de lilieci, ci liliecii mănâncă dăunătorii arborelui de cacao. Deci liliecii contribuie inclusiv la faptul că să obținem ciocolată. A fi liliecar înseamnă că pot să văd în mod direct aceste super colonii. A fi liliecar înseamnă că pot să stau într-o galerie de peșteră și să zboare sute, poate chiar mii de lilieci în jurul meu. Dar înseamnă să și car saci de guano din turnul unei biserici și să încercăm să convingem preotul că prezența coloniei este una benefică pentru comunitatea locală. Înseamnă că vedem fața veselă oamenilor la sfârșitul unei prezentări, când află adevărul despre lilieci. Parcul Natural Porțile de Fier are o diversitate foarte mare în termeni de lilieci. Chiar acum derulăm un proiect transfrontalier împreună cu colegii din Serbia, pentru că am descoperit că liliecii migrează. De câțiva ani am observat lilieci care erau hinelați în Serbia, au venit să hiberneze în peșterile din Semenic, din Căile Nere, din Porțile de Fier, din Domogled. Dacă într-una dintre țări nu este protejată colonia respectivă, atunci și cealaltă țară, să zicem așa, suferă. Monitorizarea liliecilor se face în așa fel ca să nu deranjăm foarte mult liliecii, deci există metodele vizuale, adică efectiv mergem și numărăm liliecii vizual, apoi putem să capturăm liliecii, care este o metodă foarte bună de a identifica exact speciile, doar că este și cel mai stresant. Și apoi există diversa metodă a înregistrării ultrasunetelor
Cel mai important în munca noastră este perseverența. Rezultatele cu adevărat durabile nu se obțin așa instantaneu, ci doar prin eforturi serioase. Deci cel mai important aspect, ca în orice alt domeniu a conservării naturii, este perseverența, să zic așa, încăpățânarea de a face ceva. În România există un deficit foarte mare a oamenilor care se ocupă de conservarea liliecilor în relație cu mărimea coloniilor și cu multitudinea coloniilor din România și cu diversitatea speciilor. De altă parte, sunt foarte multe proiecte care necesită prezența unui expert în lilieci. Efectiv, este necesar ca oamenii să se implice în acest domeniu, ca studenții să vină, să cerceteze, să învețe metodele corecte, metodele etice, cum se cercetează lilieci. Și există un deficit foarte mare la cercetarea liliecilor din păduri. Știm destul de multe despre liliecii din peșteri, dar despre liliecii din păduri știm că sunt acolo și cam atât. Mai vin la noi în vizită colegi liliecari din străinătate și una dintre motivațiile noastre de a merge mai departe este efectiv invidia lor când văd coloniile noastre uriașe. Avem un coleg, de exemplu, din Anglia care lucrează de vreo 30 de ani cu lilieci și am intrat într-o singură peșteră cu el și a zis că în 30 de ani n-a văzut atâția lilieci cum a văzut în acea singură peșteră. E o motivație destul de bună ca să mergem mai departe. În România încă se pot descoperi multe pe lilieci.